Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. E vineri seara și am zis în felul următor. Știți bine ce s-a întâmplat, am înțeles. Nu mai pot să mai pun, mi-am pus rucsacul, sper să nu se dea flow sau ceva. Suntem pe serverul FootPlayTun, vă aștept și pe voi. Așa că ce am zis? Băi, dacă tot m-am apucat și de seria asta de Batman, am să o termin la un moment dat, că am dat de niște misiuni foarte ciudate. E nebuneală. Deci acest episod, dacă va merge totul bine, ne întâlnim, o să-l vedeți pe luni. Așa că nu uitați să apăsați butonul de la de like, subscribe, mai ales subscribe și clopoțelul ca să primiți notificare de fiecare dată când postăm. Bun, eu am zis acum în felul următor, că am momeala pe care mai am, nu știu, ce am făcut aici, da, și ceva momeala. În general, v-am prezentat și am mers numai la locul de muncă la pește. Așa că, acum, vom schimba tot. Vom face ceva mai diferit. Probabil acest video va fi un pic mai lunguieț, deoarece, să mai încercăm, să mai vedem, să mai... Pe viitor vreau să cumpăr și o altă mașină, cred că tot de asta, de off-road o să cumpăr, dar voi vedea, nu pot să promit nici nimic, nici că da, nici că nu, știi? Nu, bun, eu am ajuns, uitați-vă la Ford Raptor ăla. Seara bună, șefule! S-a mers treaba? E bun atunci. Știu că mare sau mare. Ui, peșteșorul de aur? Ăla nu l-am prins, o scăpat de dorați. Tragi în el. Mai e cineva acolo pește? Nu, tu, șef. Am înțeles. Hai să le dăm la un. Acum am ajuns și eu. Mamă, îmi spart pale. Tu te înainte. Hai că tragi ne ușa. E stricată ușa, știi? Da. Nu mai repară ăștia futui mură. Hai. Let's go, că domnul are nevoie. Da. Na, bun, hai să le am aici un zoo mare pentru tine. Eu am o platică mare. Sper că-ți convine. Auzi șeful? Auzi, dar vorbește. E. Faza care? Uite, am și o întrebare. Cât faci de obicei pe 400 de momiri? De alea, știi tu, peșteșor mic. Da, pe ce? Pe momială de aia, cam cât faci? Depinde când vinzi. Nu că am auzit pe câte unul. Băi, el are 400, el are nu știu cât. Păi, înainte să fac să am luni. La și 70 de capre sunt. Ui. E bun. Depinde și de om. Dar nu o găsesc deloc. Măi, mai mult de 40 de vermișor de aia. N-am luat mai mult de 25.000. E nu. Cam mai așa. Mai ai sau? Mai am, trebuie să mă duc să mai iau de sus. Spor atunci, poate nu vedem dacă mai ies pe aici. Da. Ținând cont că am decis să mergem să pledăm, pun alta, care azi mediu din ăștia, cred că am vă doi, platică mare. Apropo, vă aștept și pe voi pe serverul Fuplită, ca să ne jucăm împreună, să facem un roleplay. Poate pe viitor, dacă va merge bine și eu să alegem să stăm pe acest server, în această frumoasă comunitate, că deocamdată mie și îmi place, am zis, bă, da. Asta e. Hai să... Da, ne întâlnim pe aici. Prin zonă, pun alta, dați de mine, știți care e toată schema. Deocamdată, noi suntem legal tot. Nu ne tare combinăm, nu ne băgăm în treabă cu nimeni. Fiecare cu treaba lui. Așa că... Fiecare face cum vrea. Normal, trebuia să le dau pe asta mai repede, dar... Na, am avut eu niște chestii, una alta, v-am zis, am filmat Batman.
Băi, m-am blocat la o emisiune acolo de pur și simplu stăteam și ok, ce fac aici? Da, nu fac nimic. Știi? Asta e. Mă, poate deocamdată nu o să vedeți prea mult roleplay pe episoade, deoarece pur și simplu nu avem contact așa cu tare mulți. Iar na, prieten, știi cum e să faci una alta, dar ies cu cât unul cu care a revenit. Da. Hai să-ți fac un pic de loc. Vedeți cum e asta? Au venit să băgați, salut, vorbim un pic. Bă, dar de unde ți-au luat ochelarii? Din oraș, șefule. Am înțeles. Și cât te-a dat pe ei? Cât o costat? Nu mai știu să mă că am de ceva timp. Au fost ceva bani. Vreau să merg și eu pentru vedere, știi? Da. Fost vreo 500. Ui, nu e așa mult. Pude și merg. Da. Auzi, ai nevoie de momeală? Că m-am la mine. Dacă vreți ceva de cu ea, pot să Mă, merg. poftă, m-am vă patru. Stai Maică. 2 secunde. Da, ce? Facem o faptă bună. Poftim. Să trăiești. Crejmară. Vorba aia de aici e scumpă. Dacă ești un pic mai știi, te duce Da. capul, te duci dincolo și Da. spălă treaba. Na, încercăm să ne facem prieteni, să nu ne facem prea mulți dușmani. Na, acum poate pe viitor o să vină mai multe live-uri, o să vină... Aștept să fie bine ca să putem Salut, să... boss. Salut, salut! Ca să intrăm, nu știu, într-o organizație, mă gândesc pe de, mă gândesc, nu știu ce, la ce să mă gândesc. Sincer. Dar de ce mi-a fost deschis asta? Și eu pentru prieten. Nu, fără nimic. Na, am înțeles, e mașina blocată. No, bun, hai să mergem noi până aici. Cred că nu. Benzinărie, pe unde era combinația aia pe aici? O să avem un pic de mers, dar dacă mergem în maxim, nu știu, 2-3 minute, hai, n-am să editez videoclipul. Dacă va fi așa, atunci vă-l voi edita. Deci, când o să vedeți că partea am dispărut, să știți că așa se va întâmpla. Deci, am vrut să încep normal povestea, dar povestea caracterului, dar ținând cont că eu deja am jucat aici și am aproape 8, 70 de luni, 75, cam așa. Aia trebuia normal de la început, de când m-am întâlnit cu prietenii, de când un altă. Cred că am făcut și videoclip cu așa ceva. Dar nu voi căuta acum. Cred că dacă v-ați uitat la videoclip, să-mi scrieți în comentarii că da, ai făcut sau nu ai făcut. Dacă ați ajuns până în minutul ăsta. Deci, după cum ați văzut, pur și simplu mergem într-o locație nouă, la un nou job. Degeaba am licență, degeaba am ce trebuie, că asta e. M-am plictisit să dă dau la pește, deși e cel mai profitabil job. Am înțeles, când filmez mai bine, atunci scrie ce rămâne. Dacă te simți, mai scrie încă. Hai că avem un pic de mers, dracu. Și becurile deasupra, mamă, ce era acolo să mă duc. Îmi place să mă duc așa pentru că e mai, cum să zic eu, mai frumos. Gen ca și real life, că până la urmă pasă să jucăm. Nu ne batem joc. Pe viitor o să cumpăr o mașină, dar așa pe parcurs, deoarece strâng încă bănuții. Și nu știu, din câte am înțeles, cred că în seara asta este un event organizat. Hai să vedem. Ne uităm. În acest videoclip nu o să vedeți prea multe. Numai de acum ne punem să facem. Deci, asta e mai mult un video informativ și
Ce acum am mai vândut noi peștii și una alta, deci da. Sper să nu le prindă poliția, să nu avem tare mari probleme. Gen acum când intrăm în oraș. Apropo, la 3000 de follower, de subscribere, o să dau un giveaway cu un joc până în 60 de euro. Asta depinde de ce vrei tu. Dacă tu vrei jocul, bine, nu poți să alegi banii. De ce? Pentru că mai bine aș prefera ca să dau la un băiat care are nevoie de un joc până suma aia, decât să dau la unul care nu știu, hai să zicem că poate câștiga banii ăștia cu un PayPal, transfer bancar, vedem. Deci asta dacă o să facem până de Crăciun. Poate vei câștiga și GTA 6-le, dacă se va lansa până atunci. Dacă nu se va lansa, am impresia că ăia să nu fie polițiști. Ba, eu că nu pot să mă uit în spate, iar eu mă duc cu viteză un pic cam mare și prea trec pe roșu. Na, asta e tem. Nu, normal, am înțeles că vreau să cumpăr un E36. Tare fain, deci, gen, să fiu serios, cam mai mi-a fost mie prima mașină, un E36. Dar, bine, nu, prima, cam a doua, cam așa au fost. Dar nu era tare tunată, nu i-am pus eu cine știe ce. Care sunt de vârstă cu mine, știți care e toată schema. Cum e cu, na, 18 ani, permisul în alta, știi? Și mai care al. Și încă o întrebare. Dacă ați ajuns până la momentul ăsta, la minutul ăsta, 11 minute și hai să fie 12 minute, ai putea frumos să-mi scrii în comentarii ce ai, dacă ai vrea să vezi de la mine un videoclip cu prezentarea mea, adică o prezentare ar însemna, nu care, nu în jocuri, până în real life, gen să-mi pun cu webcam-ul și pe atâta tot, de acolo vedem. Și că, mamă, ce era acolo să mă lovească. Apa, aici este CTR-ul, din câte observ. Nu prea mai are treabă mie, cred că are treabă la ăia. Am cânță... Mamă, ce-o dat pe ăsta ăla. Am zis-o că... Da. E frumos. Și tuning-ul custom-ul pe serverul ăsta, dar și când tunezi, frate, rămâi gen, ok, ce e aici, știi? Deci, bă, s-a meritat, bravo. Na, poate pe viitor o să încerc să intru în poliție, nu știu. Pe viitor poate băgăm un livestream, numai livestream. O să programez când să fie. Gen, cum ar fi în fiecare seară de la 4 până la 6, 7. În loc de episoade. Dacă vreți chestia asta, ca să ne ținem și live și asta activ, să nu tot filmezi, să nu tot postezi, știi, așa mai bine faci un thumbnail, faci un alta și asta e. Gen, am înțeles, trebuie să mă duc în spate. Mergem în spate. Gen, pana mea. Dar eu, deci dacă trebuia acum să demisionez de dincolo, mă duc și-mi tau pula jos. Sincer. Mergeam și-mi tăiam pula jos. Hai că aici intrarea. Gen. Salut, șefule. Angajează-mă și pe mine aici, când am bani. Te rog frumos. Hai să iau uniforma. Uniforma bărbată. Bun. Deci, de acum suntem îmbrăcați și trebuie să mă duc să-mi iau o mașină. Deci, da, am zis că poate videoclipul acesta va fi mai lung, dar... Nu. Închiriază. Ce s-a întâmplat, șefule? Salut, salut. Salut. Ce s-a întâmplat, că scăpătezi? Uite, am venit și eu să lucrez aici. Păi da, dar scăpătezi. Ce spui? Zic, scăpătezi. Da, păi nu. Mă... Am nu apucat să mă duc la spital să mă tratez, știi? Da, bine atunci. Mult succes. Ai și tu niște bandaje, ceva, dacă poți să-mi dai, Nu, te rog? nu am scuză. Ok.
Nu, încă nu port, știi, nu știu ce. Mai bine prefer să mă duc până la spital dacă am timp, știi? Dacă ești drăguț, da. Poftim? Să te duc până la spital? Da, te rog. Haide, stai să-mi scot mașina. Ok. Aș fi vrut și... Aș fi vrut și... Stai un pic. Hai să-l duc pe aia până la spital, acum. Aș fi vrut și 200 de lei dacă o să-mi dai, te rog. Mă, nu am. De-aia am venit și eu aici. Mi-am dat toți Ah, banii pe în ok. altă parte. Da, stai liniștit. Spune și mai acolo pe GPS, pe unde ar fi cel mai apropiat spital. Dai mi dat. Sper că n-are chef de jefuială, că mergi și la jos pe om și pula mea, adică. Și cum te cheamă? Eddie. Teddy? Eddie. Luca. Sau Luca. Eddie, sau... Ne controlează pe aici sau? Nu știu. Ce să zic. Nu cred. Dai, mergi. Stai un pic, n-am chef. Bună ziua, bună seara. Bună seara. Merge la control și noi sau? Nu. Ok, seara faină. La fel, la fel. Adică să mă urmărească, mai bine mă opresc 2 minute. Știi ce zic? Cred că trebuie să iau un faringo nou, da? Bă, dacă nu... Mamă, cu oricum dracului merg cu tirul, frate. Aia cred că e custom băgată la tir, la pod. Auzi, pe aici avem voie să mergem, nu? Sau... Poftim? Aici e bine dacă mergem, sau? Da. Aici mă bag GPS-ul, nu ce să fac. Da, de-a fi un medic acolo și te va trata. Și poți să mă duci înapoi, te rog, Pe dacă... oricum înapoi mă duc. Ah, ok. Deci, nu. Bro, să știi că n-am bani să-ți dau, Nu-mi trebuie dacă asta bani, nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie că vorba aia și eu sunt, știi? Dar nu caut Am, bani sau de da. astea. Dacă e prietenie, nu mai mult. Adică eu te ajut Bă, pe tine, tu mă ajut pe mine la un moment dat, știi? nu mult zic asta. Mulți vorba, na. Nu mă interesează banii. Du-te până acolo. Te aștept aici. Fiecare om e oricum o prădere. Învățați. Învățați fără să fiți mai pal cumva față de numai bani, tu îi faci cu aia. Pur și simplu, dacă era să mă dau după bani, asta e învățătură de minte. Dacă era să mă dau după bani, pur și simplu, dați-vă la ochii mei, gen. Cum să zic? Puneam link-ul, nu, vă spuneam donați, că asta e. Dar eu nu spun. Dacă vrei să ajungi canalul ăsta, ești binevenit. Dar eu nu cer. Și banii nu aduc fericirea, ca să știi. Mai bine un prieten adevărat decât bani. Nu-ți vinde niciodată pe nimeni pentru bani. Asta a fost o scurtă paranteză în care trebuie să învățați și voi. Da și da. Da și așa mai departe, știți. Hai să vedem. M-am întâlnit cu băiatul random pe hartă, pe mapă, da. Mă rog, era bine ce am zis prima dată, dar în fine. Și nu, dacă omul are nevoie de ajutor, asta e acum, știi cum e, nu poți să nu-l lași pe el deoparte, pentru că la un moment dat poate vine el și te ajută pe tine. Dar dacă nu vine în 2 minute, am plecat. Cred că are un garaj pe aici sau cheamă pe ăsta. Ca pe cineva. Dacă vine. Trebuia să mănânc și eu ceva, poate are foame mie. KitKat, am un KitKat. Ai terminat, șefule? Da, mersi mult. Că ești mare. Nu, că știi cum e, mă simt eu în locul tău și nu-mi pică bine, știi? O să dai și tu farming on off de la să iei, că nu Și te tu, aud. și tu. Mă auzi? Da, acum da. Da, dă-i și tu, așa, ia și tu pastilă faringonov, știi?
Cred că avem un nepoftit în oraș, dacă mă înțelegi, și ăla are grijă de noi, să, în ghilimele, să zic așa. La cine te referi? Că n-am înțeles. Mai a fost un bombalău, să zic așa, care nu prea ne-a ajutat, din curca mai mult pe toți. Ah, ok. Ne înțelegi tu, oricum. Mamă, ce e cu ăsta? Pe ăla nu-l mai au. Auzi, dar tu cu tirul pe unde vii? Ai, ești terist cumva sau? Mamă, ce Poftim? tir. Mai zi odată. Zic că ești terist? Nu. N-am tir. Cum că m-ar fi interesat o chestie, știi? Acum eu mă duc pe aici, pe acum vedem. Sper că nu m-a luat poliția. Mamă, ce lag are a meu. Am crezut că ăla cu dubătăt vine în față. Hai să ne băgăm mașina în garaj. Te descurci de aici, nu? Da, mersi frumos. Succes, succes. Bun, băieții, am făcut videoclipul de 21 de minute. Acest videoclip va fi mai mult de o combinație de una alta. Deci de acum o să vină rolul adevărat. Bă, pupat. Haide.